Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru vibrația numărului 4. Însă, vă voi oferi indicații și despre vibrația numărului 3, întrucât vorbim despre vibrație, nu despre zi în sine. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu, lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care revin de fiecare dată cu drag și îmi sunt alături, iar dacă este pentru prima dată când mă întâlnești sau mă asculți și rezonezi cu mesajele, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi acest clip. Am postat cu întârziere clipul pentru eclipsă, nu am apucat să vă anunț anterior pentru că am avut o urgență de care a trebuit să mă ocup foarte repede și mi s-au devansat puțin lucrurile, dar iată-mă aici, alături de voi, să vedem ce putem desluși ca informație din mentalul colectiv. Acest mental colectiv este câmpul de energie pe care eu îl citesc, informații care sunt disponibile pentru toată lumea, pentru că în câmpul de energie sunt toate gândurile și trăirile noastre. Vom avea două grupuri, mov și verde. Am lăsat deoparte ași pentru astăzi. În timp ce eu vă povestesc la nivel astral așa și la nivel energetic ce se petrece, voi vă hotărâți între timp ce doriți să alegeți și cu care culoare sau grup sau număr rezonați. Vibrația numărului 3 ne vorbește, știți deja, prin perspectiva lui Richard Rudd, precum urmează, despre inocență, despre inovație, dar și despre haos. Sunt trei vibrații diferite, în timp ce numărul 4 ne vorbește despre iertare, înțelegere, dar și intoleranță. Aceste două vibrații sigur că se completează una pe cealaltă. În tarot avem împărăteasa, care ne aduce vești bune, este o arcană optimistă, face referire la lucrurile care ne sunt nouă dragi, la lucruri bune pe care le putem manifesta. Este energie feminină, este energie care atrage magnetic, în timp ce pentru numărul 4 avem arcana împăratul, care este de această dată energie masculină. Este vorba despre intenție, despre capacitatea de a fi rațional, deși poate ești încercat emoțional, capacitatea de a fi lucid și obiectiv. La nivel astrologic, tensiuni astăzi se pot regăsi, le putem resimți prin prisma faptului că Soarele este în conjuncție cu Lilith. Lilith este asteroidul care exprimă foarte clar forța noastră brută, rebeliunea și dorința aceea interioară de a face lucrurile fără să ne mai pese ce se întâmplă în stânga și în dreapta, pentru că suntem deja într-un punct de saturație, pentru că deja am experimentat niște lucruri și s-ar putea să dăm prin aceste acțiuni ale noastre dovadă de intoleranță. Este foarte multă energie cumulată sub această conjuncție, întrucât Soarele este vitalitatea, deci ceva care poate fi foarte plăcut sau mai puțin plăcut se va resimți un pic mai puternic ca de obicei. Avem ajutor din partea celorlalte planete, ne poate ajuta foarte, foarte bine. Dacă avem provocări astăzi, luna din balanță, care se regăsește la 17 grade, pentru că numărul 17 vorbește despre clar viziune și omnisciență, sub influența balanței, care spune că trebuie să fii diplomat, să rămâi într-o stare de echilibru, să nu te grăbești, să analizezi foarte bine. Uite că dacă tu analizezi foarte bine și nu te lași condus de energia brută a influenței lui Lilith din conjuncția despre care am vorbit, poți ajunge la un rezultat foarte bun. De asemenea, îl avem pe Marte în Rac la 16 grade. În tarot avem turnul, care poate fi o întrerupere a activității sau pur și simplu o întrerupere, în timp ce în cheile genelor 16 ne vorbește despre măiestrie, despre flexibilitate, dar și despre indiferență. Așa se face că poți trata poate cu indiferență, să nu pui la suflet ceva ce ți întrerupe ție astăzi starea de bine. Oamenii care s-ar putea să vină așa năvală, foarte puternic asupra ta, cu diverse chestiuni care nu te privesc sau te privesc, pentru că se poate negocia. Putem ajunge la armistițiu, prin diplomație putem negocia. Sub aceste două vibrații
Este vorba despre cineva care poate greși, nu-și dă seama cum se comportă, despre situații care nu sunt plănuite pentru tine în mod dedicat, dar unde tu să te simți sub o formă sau alta atacat. Poate fi o energie a haosului care te înconjoară, simți așa că te cuprinde, în sensul că ai foarte multe lucruri de făcut, îți lipsește lista de priorități, treburi de genul acesta și să te simți tu sleit de putere, să nu ai energie. Însă toate aceste lucruri să știi că te vor împinge, practic, către idei sclipitoare, pentru că avem turnul, către soluții pe care, dacă ai fi fost în zona de confort, nu le-ai fi văzut cu siguranță. Celelalte planete rămân pe poziție, așa cum am descris anterior, nu s-a schimbat nimic. Sub acest nod nord din Berbec, despre care am vorbit în emisiunea pentru eclipsa, noi trebuie să ajungem să ne cunoaștem mai bine, să știm cine suntem cu adevărat, să avem autonomie și independență, dar nu să intrăm într-o sferă egotică, ci să fim capabili să ne purtăm singuri de grijă pentru a putea elimina atașamentul și codependența. Asta ne face pe noi compleți și întregi. Să vedem despre ce este vorba în această emisiune și sub aceste două vibrații. Voi începe cu numărul 1 și voi și extrage de aici o carte, să vedem luna octombrie. Fix despre asta este vorba, despre arhetipul balanță și în opoziție Berbec, despre axa identității și axa relațiilor. Relațiile cu cei din jur sau să fii atent astăzi la oameni, pentru că s-ar putea, fără să-și dea seama, să te tragă în situații haotice. Este foarte important să fim iertători, precum este și împăratul de altfel, pentru că el, fiind foarte înțelept, are această capacitate de a înțelege. Sau puteți fi intoleranți. Puteți astăzi, dacă ceva vă declanșează foarte tare și vă simțiți neîndreptățiți, să blocați acele comportamente sau acele situații, să ieșiți din ele cu măiestrie, așa cum am zis, prin negociere sau să găsiți o cale să mergeți mai departe fără a vă lăsa afectați în mod direct de ceea ce se întâmplă în exteriorul vostru. Luăm și de aici o carte. Ești protejat de forțe negative pe care nu le poți controla. În această lună, chiar, mai ales pe aceste două vibrații, lucrurile pe care le poți experimenta, pentru că acesta este doar un potențial, nimic nu este bătut în piatră, viitorul ne-l facem singuri, poți ieși din aceste situații pentru că ești protejat. Ori ai parte de ajutor din exterior, alianțe, prieteni care te pot ajuta, prietenii cei mai buni, partenerul de viață, clienții tăi să te ajute dacă tu faci o campanie de marketing, partenerul de afaceri, ori pur și simplu ai tu protecție pentru că ai învățat cum să ți-o faci singur. Și aici avem momentul prezent, numărul 38, uite, vibrația numărului 3 este foarte importantă și anume haosul acela care poate fi deslușit prin modalități foarte ingenuoase. Și prin acea vibrație a inocenței, să-ți dai seama că poate ești prins într-o situație, dar oamenii n-au vrut neapărat să-ți facă rău, au și ei probleme acasă, tot soiul de lucruri, nu să îi scuzi, ci pur și simplu să îi înțelegi, dacă îți convine să rămâi lângă ei, să rămâi lângă ei, dacă nu-ți convine să te retragi, dar fără a te lăsa influențat în niciun fel. Nouă de spade, patru de monede, trei de spade, șase de cupe. Pot fi situații repetitive în care ești prins
stresul cu care tu te confrunți acum, situațiile pe care le ai acum, dorințele pe care le ai acum și nu se pot manifesta, se pot relua. Este doar vorba despre a fi tu foarte flexibil și a te adapta în acest moment la ceea ce se petrece în viața ta, pentru că ai și codul acesta 11. Poate fi vorba despre rețele mari de oameni, despre recompense, despre ceva ce vrei să faci, planurile tale de viitor. Și să fii vigilent, pentru că s-ar putea să vrei să faci ceva, dar care nu este neapărat pentru tine, sau pentru că nu poți controla viitorul, s-ar putea să fii protejat dacă tu crezi că ai anumite blocaje. Mercur, care intră în tensiune cu Marte de la 16 grade, este la 12 grade. Niște mici blocaje sau situații pe care nu le poți face imediat, pentru că energia marțiană vrea repede, vrea ieri. Pot fi chestiuni legate de casă, de tot ceea ce ține de spațiul tău privat, de domiciliu, de spațiul locativ, sau de părinți, ceva din trecut, vrei să scapi, să te eliberezi de ceva din trecut. Toate aceste lucruri se pot rezolva prin răbdare și flexibilitate, dar și prin schimbarea perspectivei. Să încerci să schimbi ceva sau să vezi lucrurile un pic diferit, pentru că asta este maestria. Așa reușim în viața noastră și devenim încet, încet mai înțelepți. În zona relațiilor pot fi niște senzații de blocaje, poate fi o mică tensiune, familii, poate fi pur și simplu în zona relațiilor conștiente, unul la unul cu cineva, sau în zona relațiilor de tot felul. Dacă ai nevoie să soluționezi niște treburi importante astăzi, s-ar putea să fii cumva ispitit să o iei personal. Încearcă să nu o iei personal, pentru că, uite, energia îți spune că se va rezolva până la urmă. 6 de cupe înseamnă că ai șanse, vei mai avea șanse. Unii dintre voi s-ar putea să fiți supărați sau s-ar putea să fiți puțin triști, fiecare după caz, pentru că se tot repetă niște lucruri și vreți să ieșiți dintr-o situație. Vă ajută Marte din Rac. Racul este semnul mamei, este o energie feminină care are grijă de toată lumea, este trecutul în esență. Și atunci, luând în considerare aceste lucruri, dacă nu îți iese ceva, nu poți face ceva anume, sau cel puțin așa îți pare acum, în funcție de circumstanțele tale, este pentru că, uite, te implici prea mult sau ai o suferință din trecut, repeți ceva, faci ceva în mod constant și poți conștientiza aceste lucruri. Aici este o durere, o tristețe, modul în care poate tu reacționezi la ceva anume, care este blocat în tine, este un fel de lege după care tu operezi, o regulă a ta, dar de care nu ești conștient și o poți debloca. Poți să schimbi ceva în comportamentul tău, în viziunea ta despre viață, pentru că se rezolvă. Pot fi și provocări sau lucruri care să te supere la locul de muncă. Ceva nu se schimbă acolo, poate se repetă niște situații care îți displac, dar și pe acelea le poți negocia cu măiestrie. Pentru că Lilith și Soarele pot aduce un fel de abuz de putere, pot aduce modalități sau tipare de genul pentru că așa am spus eu și să ți se pară puțin injust, cum adică pentru că așa spun eu. Contăm toți, ceva de genul acesta. În zona relațiilor, cei care sunteți singuri, repet și vă spun, pentru că dacă ați merge la terapie, dacă ați discuta cu specialiști în acest domeniu, ați vedea că trecutul pe noi ne definește fără să vrem aceste lucruri și cu cât înțelegeți mai mult viața, cu cât vă cunoașteți mai bine, pentru că despre asta vorbește nodul nord, cu atât mai repede vă puteți recrea pe voi înși vă o altă versiune mai bună și vă puteți găsi un partener sau o parteneră. Poate fi o întâlnire foarte frumoasă cu cineva, o persoană pe care voi ați cunoscut-o deja. Cei care sunteți în perioada de separare, puteți avea parte în perioada ce urmează de tot soiul de senzații tari, de tot soiul de gânduri foarte intense, foarte pasionale, foarte puternice, așa, care să vă domine, să nu vă puteți controla în această zonă a haosului, pentru că vreți revenirea cuiva în viața voastră.
Energia vă sugerează să vă concentrați pe momentul prezent, pentru că în acest moment, de fapt, sunteți sub protecție și vă este mai bine așa, chiar dacă poate nu pare. Pot fi ceva provocări cu ai voștri copii sau mai pot fi, să știți, ceva provocări cu sănătatea. Să aveți dureri de cap, migrene, să aveți urechile înfundate, toate aceste lucruri. Lipsa de minerale poate fi una dintre cauze sau ar trebui să vă cunoașteți foarte, foarte bine și să vedeți ce obiceiuri nesănătoase aveți. Sunt niște obiceiuri nesănătoase aici care vă sabotează. Șase de bâte. Stai fără grijă, vezi că se întâmplă să reușești să faci ceva. 6. Vorbește despre pace, dar și despre conflict. Și practic ai o alegere în această perioadă de făcut la ce să te aliniezi, ce alegi tu. Pentru că ești sub presiune, ești sub acest sentiment cel mai probabil care te apasă. Vrei să te eliberezi, să te deslegi, să faci ceva. Și nu vezi cum, nu știi cum, pentru că îl avem pe Mercur în balanță, care înseamnă intelectul, la 12 grade. Nu știu cum, ți se arată prin energia lui Marte din Rac. Ți se arată pentru că lucrurile în viețile noastre sunt ciclice și statistice și oricând o poți lua de la început. Poate fi o călătorie pe care o faci, este reușit aici, ești protejat de lucruri care nu îți sunt benefice. În zona relațiilor lucrurile se liniștesc, unii dintre voi puteți avea parte de surprize foarte plăcute. Uite turnul și îl voi interpreta exact așa cum am spus prin perspectiva lui Richard Durand. Măiestrie, flexibilitate sau indiferență. Cineva care te-a tratat indiferent sau ți se pare ție că ceva nu este corect, că oamenii nu te tratează corect sau că ești supus unei nedreptăți, vei reuși să îți faci dreptate, să clarifici situațiile care te stresează, vei reuși să ieși dintr-un blocaj, dintr-un cub, din cutiuță. Știți vorba, să gândim în afara cutiei. Vei vedea soluții acolo unde nu le vezi acum și 6 de spade și vei porni încet către ceea ce te ajută, către ceea ce îți este benefic. Vei vedea că încet, încet lucrurile se schimbă și se schimbă în bine pentru tine. 6 de spade vine și cu vindecare. E foarte mult de 666 și 666 nu este numărul necuratului. Este numărul carbonului în tabelul lui Mendeleev, în tabelul periodic. Sub numărul 6 avem carbonul și înseamnă pace sau conflict. Și uite, tu alegi liniștea, pacea. Din haos ajungi la pace, la liniște și vei vedea din liniște ce ai de făcut, pentru că se întâmplă lucruri bune. Sau auzi despre cineva, de cineva, că i s-a întâmplat ceva, lucruri care nu te privesc și vei vedea că de fapt ești foarte norocos. Ți se îndeplinește o fantezie. Sau aici ești stresat pentru că îți dorești ceva, dar lucrul acela ori încă nu este posibil, ori s-ar putea să nu-ți fie ție neapărat potrivit acum și este un rost, un sens în faptul că tu te afli aici și acum. Avem momentul prezent. Trebuie să vindești ceva, trebuie să închizi ceva înainte. Eclipsa a fost despre suprapunerea unei finalități cu a unui început. Ia uite, suprapunerea unei finalități cu a unui început. Să nu fii foarte accelerat, să nu fii foarte nerăbdător, să nu fii foarte impulsiv în această perioadă, pentru că lucrurile se lămuresc, vei vedea că se deblochează anumite situații de viață, anumite provocări, își găsesc rezolvarea foarte, foarte ușor și poți întâlni pe cineva, poți aplana un conflict, este doar o ceartă în cazul în care ai așa ceva în viața ta sau te confrunți acum cu o situație neplăcută, îți poți găsi un nou loc de muncă sau ajungi la o concluzie, pentru că aici tu vrei să scapi foarte repede de ceva și acest
aspect sau așa abordare s-ar putea să nu te ducă pe tine sau să nu te avantajeze foarte mult, pentru că ești în postura de a nu face neapărat o alegere corectă. Vreau doar să scap de aici, vreau un alt loc de muncă și orice este mai bine ca aici. Așa operăm noi, însă vei vedea că dacă nu cauți ceva foarte potrivit pentru tine și accepți orice doar ca să scapi dintr-o situație, riști să ajungi în aceeași situație de fapt. Despre asta este vorba. Tu poți avea un început, tu poți avea ceea ce îți dorești, doar că trebuie să fii foarte realist. Răbdare. Este ceea ce ne recomandă energia să avem. Uite, ești minunat sau aștepți ceva și lucrurile pe care tu le aștepți se vor întâmpla. Pe de altă parte, sunt complimente. O situație nu este atât de neagră, nu este atât de complicată, precum o vezi tu, este doar haos în acea situație. Sunt neînțelegeri, lipsă de comunicare, lipsă de claritate, pe care o poți căpăta cu foarte multă răbdare, diplomație și tact. Uite, se rezolvă ceva, o chestiune foarte importantă, ceva oficial, ceva legal, se rezolvă ceva și îți găsești liniștea. Vei vedea că lucrurile, uite, capătă contur și sens în perioada ce urmează și că totul se aranjează foarte bine pentru tine și pentru viața ta. Primești un mesaj. Emisia ta, intenția ta se manifestă în curând și la momentul potrivit. Poate fi o invitație, o ieșire în oraș, un eveniment la care să participi. Analizezi foarte mult ceva, poate în legătură cu relația ta de cuplu, sau analizezi foarte mult ceva și simți că nu ai niciun fel de soluție. Energia momentului ne trage așa cumva în egregorul acesta al oscilării, al confuziei. Este doar un moment și pe măsură ce se schimbă vibrațiile acestea, trece timpul, căpătăm claritate, ne dăm seama că a fost o iluzie sau am fost subiectivi, poate. Pe de altă parte, cineva te analizează, cineva analizează o relație cu tine sau poate toate relațiile din viața ta acum sunt sub lupă, pentru că ești tu foarte analitic și introspect. O bucurie, noroc, o șansă. Uite, și calm, foarte multă calmitate. Din calm vei vedea că apare ceva foarte, foarte bun pentru tine. Foarte bun. Nu pica în capcana conflictului, pentru că poți fi foarte ușor declanșat sau să fii atent dacă oamenii din jurul tău cu care tu interacționezi în perioada ce urmează sunt foarte irascibili, dă-le pace. Și aici avem inițialele R și I. Se rezolvă o reluare sau mai încearcă o dată, încă o încercare pentru ceva anume, dar vei avea o hotărâre de luat înainte de a face un pas. Sau trebuie să te asiguri că ceea ce vrei este potrivit pentru tine. S-ar putea să se blocheze niște situații pentru că nu îți sunt potrivite și cumva să fii redirecționat către ceea ce îți este potrivit. Un drum, dar două direcții. Pornești la drum și ai două direcții. Este o bifurcație aici. R și Y. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți zile minunate, cu soare, să fiți bine. Merg către următorul grup. Pentru cei care ați ales cărțile verzi, să vedem ce mesaj avem pentru voi aici. Succes! O reușită și succes! Și uite că succesul tău sau ceea ce îți dorești are ori mai multe posibilități, ori poate veni din mai multe direcții. Să vedem mai departe. Am luat două. Avem turnul, fundație solidă, succes în efortul pe care tu îl depui în ceea ce îți dorești. Și norii, provocări temporare,
Poate fi confuzia pe care o provoacă în acest moment Mercur, care se regăsește la 12 grade balanță. Analizăm poate prea mult sau încă nu ne-am hotărât, încă nu știm exact ce vrem și numărul 12 este spânzuratul. Trebuie să-ți schimbi puțin perspectiva sau încearcă și altfel, pentru că ai succes și pentru că vei reuși și vei reuși foarte bine. Ceva poate fi de durată. Cameleonul și numărul 50. Nu te ruga de nimeni sau nu insista. Nu insista, nu rămâne blocat. Avem în altul preot. Și mie arcana în altul preot nu-mi place deloc. Pentru că el stă pe tron, stă pe metatron, stă pe metadate, pe meta, pe Facebook, adică afișează ceva ce nu este neapărat real. S-ar putea să fii puțin prins într-o iluzie sau să fii atent să nu te păcălești singur sau singură într-o direcție anume, pentru că poți începe, dar să fii convins de ceea ce vrei, pentru că, uite, se poate îndeplini foarte, foarte repede. Sau ulterior va trebui să trăiești cu alegerile tale. Sigur că poți fi foarte înțelept, sigur că poți fi ajutat de cineva, sigur că poți rezolva niște chestiuni care au legătură cu diverse autorități, cu diverse instituții. 8 de monede sau cu locul de muncă, cu rețele mari de oameni, asul de cupe, 8 de spade și 4 de băte. Vezi, sunt niște provocări temporare, niște amânări, lucruri pe care tu ți le dorești și cam arzi de nerăbdare. Poate fi influența aceea despre care am vorbit, a conjuncției dintre Soare și Lilith, care se regăsesc la 10 grade și la 10, așa cum am vorbit, este vorba despre obsesie de sine sau despre lucruri pe care vrem neapărat să le facem, dar mai există și alte căi și alte metode și alte modalități prin care să rezolvăm ceva anume. Să nu o luăm personal, practic. În zona relațiilor, unii dintre voi, dacă sunteți singuri, cumva lucrați la voi, ați înțeles niște lucruri și faptul că deveniți foarte, foarte prezenți în viața voastră, atrageți potențial de relație cu cineva aici. Atenție că aici există o adaptare. Există o nevoie de-a voastră de a fi partenerul potrivit pentru cineva anume sau vă poate duce această energie către compromisuri. Lasă că fac eu, mă adaptez eu, am eu casă, am eu salariu, să vedeți ce anume creați, ce puneți la cale, ce construiți acum, pentru că ulterior va trebui să trăiți cu rezultatele respective și să fiți foarte atenți, să aveți mintea limpede. O relație se poate manifesta foarte repede în viața voastră, începând cu perioada următoare. Cei care sunteți în relații deja formate, niște provocări pe partea financiară dispar, se rezolvă. Unii dintre voi trebuie să aveți un plan de cheltuieli mai bine, mai bine organizat, pentru că și din puțin poți economisi. Alții dintre voi abia așteptați să mergeți la un eveniment, dar care poate implică o sumă de bani, sau ați vrea să mergeți la niște cursuri, la niște evenimente care implică o sumă de bani și nu știți cum să faceți cu lista de cheltuieli, pentru că poate fix acum nu aveți banii necesari în cont. Se rezolvă, uite, cameleon. Vedeți cum faceți, luați dintr-o punguță, puneți în altă punguță, aranjați voi acolo lucrurile pentru că vă ies și reușiți. Pentru alții dintre voi, nu vă întristați, pentru că ce vreți voi să faceți va rămâne, va fi tot acolo, disponibil pentru voi. Se mai face o dată un curs, veți găsi o altă dată, rezolvați ceea ce aveți de rezolvat acum, imediat, pentru că veți vedea că ulterior va fi foarte ușor să vă atingeți un țel anume. În relația voastră aici, lucrurile pot deveni mai armonioase sau pot fi chestiuni care țin de bani, banii mei, banii tăi. Ce se întâmplă în această direcție, poate fi vorba despre o casă a opta, despre niște impedimente sau pur și simplu aici banii, planul material, timpul și timpul poate fi aici. Nu avem timp să facem ceea ce ne dorim, puteți să vă rezervați o mică vacanță, puteți să vorbiți cu partenerul, mai poate fi vorba aici că unul dintre voi cheltuie, celălalt nu și
apar tot soiul de discuții. Să fiți atenți și la aceste lucruri. Am spus deja că este vorba despre inovație, despre modalități prin care voi puteți soluționa acum, să căutați niște soluții, pentru că mai există, nu s-au terminat toate, doar nu v-ați gândit voi la ele. Și aici cu 8 de spade poate fi acel haos despre care vorbeam, dar pe care îl puteți depăși pentru că apar și soluțiile. Apar sigur că da, când le căutați voi. Aveți succes, aveți o petrecere, aveți o sărbătoare. Cei care sunteți în perioada de separare, unii dintre voi s-ar putea să reluați această conexiune și partenerul să se schimbe. Doar că acest cameleon ne spune că este fix cum bate vântul. S-ar putea să fie bine o perioadă ulterior, să ajungeți de unde ați pornit, să vă gândiți la aceste lucruri înainte de a vă dori ceva anume. La locul de muncă sau la nivel profesional se întâmplă niște lucruri, dar sunt temporare, care vă distrag atenția, care vă fac pe voi să vă abateți de la ceea ce aveți de făcut, sau aveți pur și simplu zile cu angoasă, așa, sunteți un pic mai pesimiști. Adaptați-vă, fiți flexibili, nu luați nimic personal, nu vă lăsați copleșiți de nimic din ceea ce auziți. Vorbim aici despre notificări, înștiințări, e-mail-uri, vești, bârfe, treburi de genul acesta. Lăsați-le să plece, pentru că voi aici aveți în mâinile voastre bucurie, succes. Medical vorbind, pot fi controle oftalmologice de care aveți nevoie, și aici este o atitudine de genul: nu mă pune pe mine la pat o durere de cap. Să fiți atenți, pentru că dacă repetați constant aceste lucruri sau au, mă doare stomacul azi, mă doare mâine, mă doare poi mâine, acolo e o cauză și trebuie să interveniți. Fie metoda clasică, medicina alopată, fie să încercați să mergeți așa holistic și să vedeți de unde a apărut. Sunt niște remedii aici pentru sănătatea voastră și sunt foarte bune. 9 de monede, uite, succes în planul financiar pentru ceea ce lucrați, dar efortul tău dă roade. Îți intră salariul, îți intră niște bani, găsești niște bani într-o geantă pe care n-ai mai purtat-o de ceva timp. 7 de cupe, este un pic de confuzie, vedeți, în aer. Așa se întâmplă ciclic, an de an, anumite lucruri. De la an la an, noi devenim versiunile noastre mai bune, sau cel puțin așa ar trebui. Pajul de spade, o intenție, niște cursuri, o discuție, o întrevedere, o consultație pe care vreți să o faceți, o audiență. Toate aceste lucruri, să știți că se pot rezolva. Găsiți o cale. Găsiți voi pe cineva care cunoaște pe cineva. Auziți voi de la cineva care știe de la cineva. Înțelegeți? Să nu intrați în starea aceea de conflict, de nerăbdare și de panică. Și împărăteasa, numărul 3. Aici este o chestie, ceva de genul inocență, un pic de haos, pot fi ceva chestii cu ai voștri copii sau în casa voastră la nivel de familie, așa, cu lanțul ierarhic, niște bani, o reușită, un nou loc de muncă, succes, un interviu la care puteți merge, un bonus pentru unii dintre voi, este o manifestare. Această eclipsă, am spus, a adus o suprapunere între o încheiere, o finalitate și un nou început, și pentru voi aici se manifestă un nou început, doar că trebuie să eliberați ceva, să renunțați la ceva, să schimbați ceva. Să faceți curățenie în viața voastră, în casa voastră, la locul de muncă, curățenie pe laptop, curățenie în geantă dacă nu vă găsiți cheile, ceva, să curățați ceva, da? Pe de altă parte se corectează un lanț de evenimente la nivel financiar, la nivel de sănătate, trebuie să fii mai atent cu sănătatea ta, în comunicare, în interferențe. Vei rezolva niște lucruri importante. Un slang pe care îl folosesc americanii. Cineva s-ar putea să te împungă, să nu aibă loc de tine sau pur și simplu, din greșeală. Te lovește în supermarket cu căruciorul. Atenție la tot soiul de lucruri și de neatenție. Deci atenție la neatenție. La lucrurile la care nu sunteți atenți. Asta este ceea ce vă poate declanșa astăzi.
la modul te-am lovit din greșeală și de aici să existe o reacție de tip vulcan care erupe. Ați înțeles voi despre ce este vorba, pentru că știți și puteți. Trăiește în momentul prezent. Trebuie să, dacă ești supărat, trebuie să iei în calcul doar ceea ce se întâmplă acum și să eliberezi stresul din trecut. Lasă ce a fost, te întâlnești așa pe stradă cu cineva și tot povestești câte ți s-au întâmplat. Lasă-le acolo, nu le mai aduce în momentul prezent. Aici, cu măsură, trebuie să faci ceva cu măsură. Uite, se desnoadă, începe ceva pentru tine, ai materia primă. Trebuie să cântărești foarte bine următorii pași. Ai alegeri, opțiuni, cum se spune. Oh, poate jucați la bursă sau poate faceți niște cursuri financiare. Pot fi aceste lucruri, educație financiară, criptomonede, tot soiul de lucruri din acestea, dar pe care le deslușiți, să știți, aici sunt niște idei geniale care vă pot veni. Uite, vei găsi direcția, te ghidează cineva, te sfătuiește cineva și o face bine. Cineva, un prieten foarte bun, pentru că avem relațiile sau partenerul de viață sau copilul tău. Copilul tău vine cu niște lucruri senzaționale către tine astăzi, care te bucură. Ori are niște rezultate formidabile, ori are niște idei foarte bune, ori îți merge bine, comunicați, sunteți foarte bine, ori afli despre o sarcină cuiva care te bucură, ori este vorba despre faptul că prin ceea ce spune copilul tău inocent, care nu are nimic de a face cu ceea ce vrei tu de la viața astăzi, ți-ți vine o idee. Bani. Și o călătorie. Uite, la nivel financiar, vei sta mai bine cu banii. O deplasare pe care o poți face, poți începe ceva, dar vindecă-te. Pe de altă parte, ai un dă verde. Este ca și când ești pregătit. Ești pregătit, ești aproape gata. Aici avem un cort, o ședință, o nuntă, un eveniment, un botez, poate fi vorba despre sfătuire, despre o șezătoare, despre o ședință importantă, un anunț din ăsta foarte oficial, care în primă fază s-ar putea să te impacteze așa, să fii foarte confuz, dar pe termen lung este foarte bine ce se întâmplă. Inițialele sunt S, M, X și T. Fă lucruri simple astăzi, fă lucruri mici și mărunte sau poate cineva din jurul tău face din țânțar armăsar. Și tu trebuie să-ți dai seama despre energia aceea lui Lilith și soarele, cum am spus, că lucrurile pot să ia așa amploare de la nimic și să te liniștești, să negociezi, să fii foarte flexibil. O amestecătură. Se rezolvă o amestecătură sau trebuie să te adaptezi la ceva. Este un început care îți cere să fii mai flexibil. Se maximizează un profit. Ai parte de o creștere în zona financiară. Ceva legat de niște ferme. Niște ferme. Poți maximiza ceva, poți face o afacere, poți începe ceva. Poate fi vorba și despre agricultură. Îți vin niște idei. Da, trebuie să te aliniezi, să te adaptezi la vremurile acestea. Mergi înainte, este succes acolo. Fundație solidă. Chiar dacă nu știi cum, înveți pas cu pas. Iar pentru alții dintre voi a venit vremea să aruncați, pur și simplu, niște lucruri care vă îngreunează deplasarea. Puteți începe ceva, dar fără anumite lucruri din trecut. Trebuie să excludeți niște lucruri, ori niște oameni, ori niște idei, să le corectați, să verificați încă o dată. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți zile minunate, să fiți bine sănătoși, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!